Alo? Bună seara, de la Lupicus FM. Da? Bă, pula în gura ta! Hai mă, coare, da, da, pe bune! Și primează, bea, bea, nu discut, bă, nu discut, dă-i, 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 așa, tată, așa e. Alo? Bună seara, de la Alupigus FM, vă deranjăm. De unde? Te piși în freză de pe munte! Futu-s! Ce? Ce faci, mă, unde pleci? Băi! Hai, mă, că ai de băut! Bună seara, de la Lupicus FM vă deranjăm. Cine e la telefon? Capitanul Cuc Beton, am venit de pe avion ca să bag muie. Nu te dracului de prost! Mă, t-ai lipt de-i parter! Bravo, păi, unu și gata. Nu mai bă, gata. Bă, unu mă și gata. Hai mă, gata, e 10-5, e sub ton chec, ce mai vrei? Hai, la revedere. Unu și gata, hai, unu deja și gata. Sunt la pizza. Hai mă, bă, fii atent, facem decisivul. Decisivul și cine pierde de ăsta talpă, bun? Stai mă așa, alo. A. Fute mașinul de robot. Lasă-mă, ultimul și cine pierde de ăsta talpă, bun? Vă rugăm, așa. Bine mă. Așa mă, hai. Apelul dumneavoastră este extrem de important pentru noi. Vă mulțumim. Alo. Bună seara, de la Lupicus FM. Bă, dar voi chiar n-aveți ce face? De mi-o sugi, te lasă în pace. Ce smurțe, Opa, opa, alo, opa, stai, dreacu, da? Proasta, dreacu, vrei să te fut? Stai, mă, stai, vrei să te fut? Uite, așa ți-o dau, da? Veni pe la mine să ți-o dau un pic, mă. Cine la telefon, mami? Te fuci pe tine, băi, bulangiule, băi. Hai, băi, lasă, bea, gata, hai, bea. Așa, dă-i, mă, dă-i, că poți, dă-i, ce, ești bărbat sau ce ești, așa, dragă, ai văzut? Ce ai, bă, ți-e rău? Bă! Te-am prins în offside! Pizza PPH, bună seara, cu ce vă putem ajuta? Alo? Alo, comandă da. Sau... Da, vreau să comand, da! Bun, da. Știți, vă rog. Vreau o extravaganță mare cu blat subțire și sos iute. Adresa? Pe Marchean 31, bloc 20, scara B, etaj 3, apartament 17, sector 3, da? Cash. Mersi. Mai bine mâncam mai pula. Am borât ca să putem să mai bem. Nu mai beau. Haide mă, bea. Nu mai beau, bă, n-auzi. Nu beau, bă, nu vreau să borăz, dar mă ferește. Bine, bă, treaba ta. Bă, nu vrei să ne luăm o pizza? Ești prost, ce-am făcut mai devreme. Am borât ca să putem să mai vedem. A sunat, bă, a zis că vine maxim o oră. Da? Da. Bă, ești nebun. Hai, bă, dă-te. Haide, mă, că mă dau. Bă, 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 stai, mă, bă, bă, stai, mă, ești candy. Fat. Hola. Băi, alu. Opa, ce cu tine pe aici, măi? Nu-i frumos să stai jos când vorbești cu o doamnă. Hai, hai, hai sus.
Bine, dar... Vezi că eu dacă mă scol, te culc... De ce n-ai zis, mă, că ai sunat la târfe? Eu? Dar ce mai avem bani de târfe? Păi și ce cu domnișoara asta aici? Domnișoara... A venit după miros. Ce cățelărie să-mi bat pula. Mamă. Oh, ia uite, mami. Bă! Alo, scuze, dar cine pula mea sunteți? Vă merge, văd. Da, bossule, ne merge, zi, vorbești sau... Sau ce? Bă, boșilor, dacă aveți chef de scandal sau ceva... Vrem puși pe scandal? Păi nu tu, bună seara, nu tu, intrați așa în casă la oameni, ce dracu facem aici? Ne cerem scuze. Păi bine, uite, noi acum nu suntem și, vor, și voi, hai vă rog eu frumos, nu știu ce probleme ai cu cine, dar nu... Dar n-am probleme. Sunt băiatul cu pizza, v-am adus comanda. Eu sunt șoferul. Îl conduc când e de noapte. Îmi place berea. Păi, boss... Bă, nu înțeleg nimic. Mi se pare normal. La telefon vă mergea gura bine, acum nimic. E ușor să suni să-ți bați pula de oameni, dar e mai greu față în față. Stai, mă, bă, ce dracu, mă, nu știu despre ce vorbești. Noi n-am sunat pe nimeni. Da, mă, n-am sunat noi pe nimeni. N-am sunat, noi am stat, am băut, am fumat, n-am sunat noi pe nimeni. Este. N-ați fost voi? Păi nu, asta zic că n-am fost noi. Nu. Cum n-ați fost voi? Păi dacă zic că n-am fost noi... Am ridicat tonul la mine. Bine, iartă-mă pe mine, dar zic, jur, n-am fost noi, că n-am fost noi. Bine, bă, băieți, atunci e ok. Noi am crezut că voi ați sunat. Nu, ce să... Și am venit degeaba. Păi ce, na, pare rău, dar n-ați nimerit unde trebuie. Da, mă, noi eram aici pe catering, că făceam... Da. Nu făceam noi nimica. Pe cine a zis, mă, așa de la început? Dacă făceam vreo prostie. Eu caut niște bulangii care au sunat-o mai devreme pe gagică mea și i-au zis că vor să o fută. M-au speriat un pic, recunosc. Și după aia mi-au zis că mă fuci pe mine. Și am crezut că voi sunteți. Nu, n-am fost. Da. Păi atunci, degeaba mai stăm dacă n-ați fost voi. Da, păi hai. Ce faci, mă? Stai, mă, calm, că nu-ți fac nimic, ești murdar. Doamne, ferește. Dar știi ce nu înțeleg eu? Ăștia când au sunat-o mai devreme, unul vorbea cu ea și celălalt dădea comandă la pizza. Extravaganția mare, blat subțire, sos iute. Și ghiși ce? Ce? Le-am auzit adresa. Și de-aia am venit aici. Da, mă, dar eu... Da, ați înțeles voi greșit, sigur. Se poate. Da. Că nici nu vă vreo cutie de pizza pe aici. Mie nici nu-mi place pizza. Foarte rău că e foarte bună. Bine, mai e și varianta în care încă n-a ajuns. Dar nu cred că e asta. Dracu, mă, dacă am zis, am zis, mă, păi dacă am zis, am zis. Mamă, dar ce ochi aveți. V-ați dat bine de tot? Ne-am dat un fil. Da? Ne-am dat, da. Numai iarbă sau și... Am băut. Da, da. Uh-huh. Ia fiți atenți. 2 plus 2 împărțit la 2. 2. 3. De pulă să mă iei. Hai bă că mai stă la un pahar cu voi dacă tot am venit până aici. Eu aș bea o cola. Mamă, ce dezastru e aici. Da, bă, că se face împărțire. Ia uite, mami, la meniul zilei băieții au avut ciorbă de carici. Cola aveți? În frigider, da. Și un coș de gunoi? Sub chiuvetă. Dă-mi voi un pic, te rog. Da, fai de capă. Bă, dar un bec n-aveți. Mami, aduce-mi eu un pahar, te rog. Boșilor, boșilor, stați un pic. Noi voiam să-i punem punct înainte să... E, da, e de vreme. Hai bă, un pahar, că păreți băieți faini. Dar s-a băut ceva, sunteți golani mari. Suntem cam praf noi, nu suntem golani, că de-aia și voiam să... N-ai mă nicio treabă. Treci pe canapea. Un pahar, două vorbe și am plecat. Bine. Dar un pahar, da? Păi, un pahar. Hai, noroc.
Ce faceți, bă, băieți, mă lăsați să beau singur? Un par de fiecare. Hai, noroc. Alu Pigus FM. Cum se suni, bă, la 11 noaptea să faci glume de-astea de 2005? Că nu știi peste cine dai. Că poate într-o seară dai peste unii pe care nu vrei care să... Care le-au și ei pare lor. Exact. Și un telefon de ăsta le umple pahar. Mai mult ei decât lui. Crezi că iar de cuiva să-i se umple pahar? Dar se întâmplă. Și ce te faci dacă omul e și un pic? Mă rog, nu zic de mine. Nu, nu. Tu ești un rom. Păi da. Și nu-mi place să-mi fută nimeni femeia. Boss. Uite, îmi cer eu scuze pentru ei. E foarte urât ce au făcut. Asta am stabilit-o. Da? Cine a stabilit? Ceea ce încerc să spun este că, și nu că încerc să-i scot sau ceva, dar până la urmă am făcut și eu o glumă, nu? Asta e o glumă? Mie nu mi se pare o glumă. Păi și tu ai zis că e o glumă. Când am zis? Mai devreme. Am zis eu așa ceva? Nu mi-amintesc. Ce aveți, mă? Păi ce facem aici? Nu băgați cuvinte în gură? Nu, stai, că nu, am stabilit, adică am zis că ne simțiți, asta e clar. Deci trebuie pedepsiți. Am bosule, ce dracu pedepsim așa? Mamă, dar ce vă chinuiți să le țineți pace? Tot ce zic e că poți să înțelegi, nu? Ce pula mea să înțelegi? Bă, ascultă-mă ce are și eu la mine, nu, că eu tot ce ziceam e că e vorba de reacție, știi? Că până la urmă poți să te înțelegi de vorba bună, nu? Că suntem oameni, ce dracu. Eu nu sunt de acord. Cu ce? Cu asta, cu vorba bună. Ați avut vreodată câine? Pe câine trebuie să le duci ca și pe om. Dar cum le duci? Îi pui o carte de bune maniere în mână și îi zici citește-o? Nu. Îi explici cu argumente? Nu. Când face pipi pe covor, te duci la el, îi dai o palmă după ceafă, îl bași cu nasul acolo, îi dai cu degetul peste bot și îi zici nu-i frumos. Faci asta de fiecare dată, până când înțelege că dacă face pipi pe covor sau dacă mănâncă mâncarea din farfurie sau dacă se cacă pe pernă, o să-și o ia. Îi faci un declic, îi creezi un reflex. Doamne, dar ce legătură are? E, uite, așa trebuie și cu dăștia, că nu merge cu vorba bună, credeți-mă. Când îți bagi joc de oameni, o faci pentru că ai impresia că ai niște coaie foarte mari, că ești cineva. Că tu ești deștept și că ia-s proști. Și o faci o dată, de două ori, de trei ori și, surpriză, nu ți se întâmplă nimic la sol. Și ai impresia că-ți cresc coaiele și mai mari. Dar la un moment dat ți se înfundă. Și apare cineva care trebuie să te trezească un pic la realitate. Problema e că trezirea asta la realitate nu se face cu o palmă după ce a făcut, nu o să înțelegi nimic din ea. Nu-i ceva ce ți se întâmplă de fiecare dată când faci o prostie ca la câine. Și atunci trebuie ceva care să compenseze pentru toate momentele în care ai fost un jeg. Trebuie să ți se taie coaiele alea mari, să ți se bage pe gât și pe urmă să ți se scoată dinții cu patentul ca să înțelegi în pizda, mătii, că nu-i frumos ce faci. Știți ce zic? Mă scuze, dar ne-a dat cu nașpa rău, te-ai dus mult. Ziceam și eu ce am pe suflet. Da, eu înțeleg, doar că... Uite, noi nu suntem chiar ok acum, adică nu știu cum e el, dar mie mi-e super rău și mai devreme am și borât și chiar cred că nu... Simt că nu mai pot să stau treaz, așa că hai. Vă rog, adică nu vreau să fiu nașpa sau ceva, dar... Uite... Hai, veniți mâine pe la noi, dacă vreți, și stăm atunci, mai stăm de povești, mai bem un pahar, dar acum chiar simt că nu mai... Stai, mă, ce faci? Nu-ți mai pune...
Bine, hai, uite, dacă vrei, ia-l cu tine și ne-l aduci mâine înapoi, dar hai că chiar trebuie să ne mai trezim și noi, te rog. Bă, gata, bă, lasă-l! Gata, bă, boss, lasă-l, bă! Te-ai mai trezit? Unde te grăbești așa? Mai avem de stat un pic. Pune-l pe canapea. Pune-l în pizda, mă, tipă, canapea. Bă, boss. Da, boss. Hai, bă, te rog eu. Ce mă rogi? Te rog eu, lasă-ne în pace. Dar ce v-am făcut? Bă, gata, bă, te rog. Gata, te rog, lasă-ne. Vă rog, gata. Cum te cheamă? Ionuț. Și pe el? Sabi. Ionuț. Mie tot nu mi-e clar. Voi ați sunat? Ce faci, Ionuț? Ce faci, Ionuț? Plângi? Păi, dar ce-am făcut? Bun. Nu voi ați sunat. Pe asta am stabilit-o. Atunci hai să facem un exercițiu de imaginație. Să presupunem că voi ați fi sunat. Care din voi ar fi venit cu ideea? Și cine ar fi vorbit cu mine la telefon? Și cine mi-ar fi zis că ar vrea să-mi o dea un pic? Ce fel de prieten ești tu, Ionuț? Tu ce zici, Sabine? Ia uzi, Ionuț. Zice că să suși pula. Care erau șansele, bă, băieți? Voi vă dați seama? Voi, alcool, iarbă, comanda la pizza, adresa, noi, același oraș, tot. Voi vă dați seama? Bună seara! Bună! Hai! Intră, te rog! Acolo. Te rog. Bună seara. Bună seara. Am și o pizza. Extravaganția mare, blat subțire, sos iute.
Da. Tu te uita la mine că nu eu am comandat. Cât e? E 38 de lei. Bacșiș. Cum te cheamă? Matei. Totul e în regulă, da, Matei? Da. La revedere. La revedere. Mai are cineva ceva de zis? Yeah.